Salutare fraților, sunt la malul Dunării. Doar ce am ajuns la Nufărul, la trecere Bac. Așteptăm să vină Bacul, se pare că am venit prea de dimineață. Sunt cu un tovarăș, mergem spre Gorgova. Gata fraților, suntem pe Bacul de la Nufărul, trecem Dunărea. Mai avem puțin și am ajuns pe malul celălalt. Dacă nu mă mișcam repede, ca și destinație pentru partida de azi am ales Gorgova. E un loc pe care vi l-am mai prezentat odată, dar a fost în primăvară. Acum mergem să vedem ce ține vara. Ultima dată când am fost am avut o singură trăsătură la Râmă Neagră. Acum să vedem. Sperăm să ne încânte. Sunt cu fratele meu Dani. Mergem să-i spargem nasul. E încântat, e maxim de încântat. Suntem la rame cu prietenul meu, Petre. Ma. Fugi, da? Ăștia sunt pe scăruși de aia, pitici. Pe scăruși dintre aia mici. Frumos. Da. Da, asta e de vaci. Care vaci? Nu stau degeaba, sunt cu lanseta pe felie aici. Atât! Au tărea. Am dat la spinning, în mers acum, în timp ce ajungem la locul de pescuit. Mare vapor, mare vapor. Să transportă animale, nu? Cred că, nu? Da, să iei animale, să care faci. Să știi că am fost la... Zi. De fapt, m-am întors de la Mahmudia cu pasagerul. Da? Da, frumos. Da, de la Mahmudia, frumos. Da. Mahmudia, acum vreo săptămână. Așa? O ce aruncă apa aia în spate. Da, da, da. Dacă e turbo. Oh, dar chiar care viteză, măi, frate? Nu, eu știu ce viteză, că vezi. Oh. O ce aruncă, dacă motoarele e turbo, îți dai seama. Da. O ce varuri, iuhu, bă, ce mișto e, Dani. Nu am mai fost de mult, eu ce zici, iuhuu! Hai, da, băi! Ăla-i, mă! Ce viteză are ea! E bunul! Ia uite în spatele lui! Aha, aha! Aruncă, adevărat! El le-a făcut și pentru ce mai mult le-a făcut? Pentru iarna la sloiul, știi? Da. Frumos, adevărat! Ia uite! E, hula! Hula, îmi place! Uite aici, aici. Suntem pe felie. Aici la gard. Da, aici suntem. Dar știi ce-ți facem? Da. Nu poți să iasă la rampă. Da? Da. La care rampă? La rampa aia de la vale, dar e mult din ieși. No. No, aici trebuie. Ce, în pietre aici nu poți să tragi? Aici, puțin? Da, încet. Și așa, vapoarele au trecut. Voi o să lasa și eu o să... De, până descărcăm noi una, alta, pac, pac, pac. Ușor, și prima. Gata, hai că urmează descărcat. Gata, oameni buni, am ajuns la destinație. Suntem aici cu tot bagajul. Am avut drum lung de parcurs. După cum vedeți, aici e canalul. În partea aia, în zona aia la copaci, acolo e Dunărea. E de mers pe jos ceva, dar merită. Adică rocul este super frumos aici. Deja am avut și un pește. N-am apucat să-l filmez, dar cu siguranță va veni și altul. L-am prins un somotel foarte mic, să zic așa, de două palme. Pentru prezent sunt mulțumit cum arată locul. Văd că au decolmatat, au scos din apă niște buturuși pe aici. Au scos și aici niște copaci care încurcau foarte mult copaci ăștia. Nu știu din ce pricină, dar e în regulă. Văd că ciugulește pe Râmă Neagră. Ia uitați-vă iarăși. Pac, am ciugulat aici. Haide. O să pun camera pe cap cel mai probabil. Haide, mă, ce înseamnă asta? Biban, probabil.
frumos canalul. Mă așteptam la curent mai mare, dar văd că nu e curentul ăla la care mă așteptam. Îmi trage, umblă acolo, cred că e acolo. Ia vino Petre puțin și ține. Ține camera asta să-l scot. Dă să-l recuperez. Ia ține. Okay. Aha, ia-l, hai. Hai, cred că s-a înțepat. Da, e aici. Ține camera spre spre lanțetă, spre captură. Ia să vedem ce prinde mai. Ia să-l vedem noi acum. O, so, bine încordat. Ce scoate ăla? Ce scoate? Aha, iar îi dau drumul. Ba, îi dăm drum. Uite. Nu cum mai la repetă sistemul. Repetă sistemul. Nu, nu, nu. Nu, și ăsta la fel, la fel. Nu, 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 nu. Ia uitați-vă. Nu. E distracție. Ia, ia de aici. Stai așa. Suntem pe distracție. Aruncă, 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 ia. Bam! Nu ai plecat încă? Am făcut trambulina asta, ai văzut? Hai. Gata, fraților, am activitate mare, fiți atenți, dacă nu-i concert pe lansetele mele, n-am pomenit. Iuhu! Ia, ia, ia. Mare concert, dacă nu aici am un pește, siguranță. Da? Siguranță am un pește. Da. Am un somotel, exact, cred că cu aceeași mărime, identic cu ceilalți care i-am prins. Lasă că-l scot acum. Da, acum scot. Și în partea asta la altă văd că mi-a ciocănit de câteva ori. Da. Hai, băiat. Ia să vedem Petrel, ia să vedem ce scoatem din apă de aici, ia. Cred că același somotel. Ia. Opa, care, ba nu, care ba trebuie nu. Să-i dăm drumul? Ba nu, e un plăticuț. Băi, ești copil, mă. S-a agățat de ureche, uite. Ce e asta, mă? A dat cu coada. A dat cu coada. Doamna, rămâne pentru un bucătură, cred că. Yes, I did. Yes, yes. Asta rămâne pentru un bucătură, că și așa îmi doream. Mai devreme vorbeam logic. De bravo, bucătură. Bravo, bravo, tocmai vorbeam ca să putem să tăiem. Gata, gata, asta e. Bun. Tot ce pot să spun e că am activitate, pe râmă neagră, pe râmă roșie. Am avut o trăsătură și la îmbucătură, plătica pe care am prins-o adineori, am tăiat-o, bam, bam, am porționat-o așa, am făcut-o cu bulețe de îmbucătură. Am pus pe două dintre lansete și am avut o trăsătură, pare să fie trăsătură de șalău, nu știu sigur. Bibanul în orice caz nu trăgea atât de tare, a tras odată foarte puternic și apoi a slăbit-o. Îl mai aștept așa pe îmbucătură și dacă nu este și nu este și alăul pe zonă, voi reveni la râmă neagră. Însă nu vreau, aici sunt pe îmbucătură la asta, amitică. Da, și numai ce a fost trăsătură. Ce spuneam, nu vreau să îmi consum râmele negre. Am 3 cutii, sper să-mi ajungă pentru partida asta, dar... După cum ați văzut, este somoteiul acela mititel, aici sunt pe râmă roșie și asta trage, deci v-am spus, e trăsături în continuu, bam, 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 ciugulește, trage, nu știu, e o mișcare continuă, iarăși a ciugulit la aia de cu bucătura. Da, e o activitate continuă, peștele umblă, mișcă, e flământ, se pare, curenții sunt altfel aici decât mă așteptam, nu mai am curentul acela pentru avat, aici de obicei se strângea o grămadă de avat, aici am luat în trecut un avat la aproape 3 kg, recordul meu personal. De data aceasta, nu știu, văd că au fost 2-3 trăsături și doar atât. Oricum, o să pun și țaparina, o să pun în practică și pescuitul la spinning, dar momentan sunt axat pe staționar. Vreau să văd ce și cum și cum pot să fac să atragă capturile mai mari. Aici iarăși am activitate. Hopa! Da, și l-am prins. Hai să vedem așa cu mulinare cum se face. Cred că e biban. Mai mult ca sigur e biban. La îmbucătură. Da, mai mult ca sigur e biban. Ori un ciopic. Haide, vino încoace. Dacă avea ceva, n-am mai filmat niciodată. Cu mulinare. El se zbate, se zbate, se zbate, se zbate, se zbate. Hai că ia amețeala aici pe oameni. Ia, ce poate să fie? Ce poate să fie decât un mare biban? Da, un biban adevărat.
Opaș. Avem un biban adevărat, foarte frumos, îmi place, da. Așa ceva îmi place. Să tot văd biban de ăștia. Da, foarte frumos. Deci, după cum vă spuneam, predomină răpitorul. A zăpăcit-o aici ce de trăsături am avut. Pe asta părâmă neagră a tras. A tot tras și a tot tras. Ia. Nu, dar n-are nimic. Bă, ce vrăjeală are în ea. Nu, n-are nimic. La mișto. A, ba nu, pe îmbucătură. Pardon. Acum e pe asta. A, nu-i mai înțelege. Care pe care. Ia. Ai vreo treabă aici sau? Opa. Ne-am agățat. Ne-am dezgățat. Zero. Acolo eram la umbra corcodușului. Serveam și noi micul dejun. Cu întârziere micul dejun. Și uite, nu. Mare agitație aici pe lansete de m-a făcut să vin la ele. De fapt n-a fost nimic. Da. La urmă, oricum trebuia să iau paharele. Servim masa și apoi suntem pe ea. De acolo, din soarele ăla arzător, m-am hotărât să mă mut aici. Am o umbră aici. Doamna macetă. Am eliberat cât de cât locul. L-am oxigenat puțin. Am să mă cobor să mai eliberez puțin, să tai și răstare ăștia la alții și îmi fac aici un loc perfect, deci ce să mai... Perfect, perfect. M-au luat toate căldurile, fai. Da, mă pun la treabă în continuare. Am muncit aici puțin, dar mi-am creat un loc, vai, mai rar. Deci sunt blan aici, de vis. Așa luminiș. Mamă, sper să n-am agățături. Eu m-am mutat cu totul, dar n-am probat să văd dacă agață, nu agață. Pur și simplu. Am venit aici. Am considerat că e mai ok. Da. Am tăiat tot malul ăsta. De sălcioară de asta. De salcăm. Acolo stăteam. În soarele ăla nu se putea. Era predator. Le voi arunca acum și mă aștept să am și trăsături. Revin cu capturile. E concert, fraților. Nici bine nu arunc, mi jumulește râmele imediat. Atâta plătică ca în locul ăsta încă n-am întâlnit. Deci pur și simplu, e disperare. Le-am pe astea două pe îmbucătură, pe astea două le-am pe îmbucătură. Și pe asta o am pe râmă neagră, dar vreau să zic că numai ce am aruncat-o și deja a început să ciugulească la ea. Nu știu ce să spun. Mă face să renunț la râmă neagră, să încerc mai târziu, că îmi fac ce râmele varză, pur și simplu, mi le leșină. Ia uitați, trage la râmă într-o veselie. O ciugulește iarăși tot așa. Nu am ce să fac. Și am și cârligele mari, am cârlige de somn. Adică spre surprinderea mea am prins două plătici la cârligele astea mari pe care le am. Pur și simplu. Nu vrea să stea. Ia. Îmi pare să am ceva mai măricel. Ia uite, da. Cu ce forță vine. Ah, mi-a băgat undeva aici, mi-a agățat. Fii atent.
Uf, 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 uf. Și ambarcațiuni, o grămadă de ambarcațiuni. Haide, mă, dă-ți drum. Nu, no, nu cred că își dă drum. Și-a dat drum. Ori a rupt cârligul, ori s-a dezgățat. Dar s-a dezgățat. Ce să mai, nu mai, m-a disperat. Pur și simplu, m-a disperat. E bătaie mare pe râme negre. Băi, fraților, treaba e nasoală, fără vrăjeală, fără glumă, dar am agățături aici, deja am pierdut 3 monturi. M-au luat nervii, nu știu ce să fac. Foai, și abia mi-am făcut locul ăsta atât de mișto aici și stau și la umbră. Tovarășul meu s-a adăpostit pe undeva pe acolo în mal. În rest este un soare, în toată curba asta aici este full de soare, n-ai un copac unde să stai. Mamă, am niște nervi. Am să merg să dau la spinning puțin și nu știu, să mă bag iar și în soarele ăla acolo mă leșină, pur și simplu mă leșină. Oh, da. Și am depus atâta efort aici. Asta este. În timp ce mă jucam la spinning acolo, un cetățean îmi deranjează aici lanseta, ia să vedem. Ia. Un cărășel, o plătică mare, ceva. Un ciortănaș. Ce e asta? Un ciortan. Hop. Hop. A căzut, s-a eliberat. Oricum era amititor. Da, sunt acolo pe avat, am prins 2 avăței de amititei. Cred că o să-mi car sculele acolo. Sunt multe agățături aici. M-a disperat cu agățăturile. E soare acolo, dar n-am încotro. Decât să stau aici să agăț, plus de alta e desișul ăsta așa, nu ai aer, nu adie deloc vântul. Acolo e soare, dar adie vântul cât de cât. Și pe lângă faptul că e desișul ăsta așa și nu e aer, mai sunt și fel și fel de vietăți. Ce să mai zic? Furnicile te omoară, te mănâncă. Pot să spun că am avut câteva atacuri la țaparină. Am luat 2 avăței, dar mici. Atacă, dar este foarte mic. Și de multe ori, poate că am eu cârlige prea mici la țaparină asta, nu știu, de multe ori îl scăp. Adică, pur și simplu, bam, dă un ciocan așa și apoi o las. Cald afară de nebunește. O sare aici, vedeți? Ce... E pe felie băiatul. Doar că nu... Pur și simplu, nu... Nu vrea să înghite prea, să înghită prea mult. Nu înghite. Haide, mă. Sare într-o veselie, peste tot sare. Dacă nu... Nu am mai spus, nu înghite cum ar trebui. Opa, ia uitați, gata, a venit. Dar e mic.
E foarte bine. Lampă Dani, la recuperare aici. Uite Dani. A zis că vrea să prăjim. Nu prea am chef să prăjesc mormoloși de ăștia, dar în fine. Ia să vedem ce. Cine ne caută aici? Că am tras. Ia, îl avem, îl avem. A? Un cărășel, ceva, hai. Hai cu cărășainul. Ia. O plătică, mai măricică. O plătică. Da. Avem o plătică. Dani, hai la recuperare. Bun. Plătica, frate. Plătica, frate. Plătica la porumb. Mai devreme ciortănică, acum plătica. Avățel, nu mai pește mititel. Nu mai stric râma neagră, o las pentru mai pe seară, că mi-o strică plătica asta. E... Mustește apa de plătica aici, nu știu. Mă gândesc să mă duc mai pe canal, să văd, poate dau de avatul mai mare. Oricum nu e nici ora lui, abia este 2 ceas, tot timpul din lume se pescuie. Gata, oameni buni, pot să spun că ne-am cam găsit locul, adică din toate opțiunile, cam asta e cea mai veritabilă. Suntem aici sub mal. Acolo e malul mai mare, avem și puțină umbră. Ne-am tot mutat și până la urmă am decis să ne așezăm aici. Am prins vreo 5-6 mocuțe, dar le-am eliberat pe toate. Este mic, nu avem ce să reținem. E mic tare de tot. Am reținut vreo 2 plătici, un cărășel, numai ce a intrat un cărășel. Mai devreme scăpasem ciortănica aia, dar oricum era de eliberat. Avații la fel, de eliberat. Poate mai penserat, o să încerc din nou la țaparină să dau la avat. Poate se arată avatul cel mare. Ce-mi convine aici? Că este groapă, e adânc, e foarte adânc. Să vedeți fază. M-am trezit cu același somotel, în cârlig. Avea înțepătură exact de unde am scos eu cârligul, am văzut de unde am scos cârligul, avea o înțepătură acolo. Deci are 2 înțepături, cum ar veni. Aia și l-a înțepat nebunul. Dacă îl prind și a treia oară, e chiar că e chiar de tot. Una peste alta. Ia. Are activitate aici, Dani. Nu știu ce să spun despre pește mai mare. Poate pe înserat, poate de seară. Am trăsătură. Avem trăsături mereu. Trăsături constant, doar că peștele este mic. Nu vrea să se arate peștele mai mare, din păcate. Ia uitați, fraților, ce roșioară a intrat la țaparină, na. Șmecheră, nu? Frumoasă. Avem roșioară frumoasă. O băgăm la sajuc. Să vedem dacă o să reziste, că sunt cam sensibile, cam mor. A plecat. Gata. Suntem pe felie. Băi, fraților.
Am un noroc de ploaie când merg la baltă, dacă nu ultimele partide m-a plouat cinciulete. Wow, uitați-vă și voi. Ne-a tras o vreo jumătate de oră, să zic, dar nici că m-am băgat la adăpost. Tovarășul meu și-a pus prelata la cort, nu știu ce are pe el, a zis să facem cortul. Nu, m-am mai dus nicăieri, a rămas aici pe mal. Am mai prins și vreo doi carași, totul e bun. Să sperăm că se zvântă repede acum. Să continuăm pescuitul, că na, altceva ce să facem pe umezeala asta. Iarba e udă. Dar ce vorbești, iau de cum e, totul e varsă. Dai, dau un întăritor acum că sud așa. Îi dau un întăritor de la Vrancea, de prună. Ca să nu mă ia, să nu mă ia răceala. Ce dracu? Țuică. Bombă, bombă. Trage aici la lanseta asta de zor. Ce o fi oare în ea? Ia să vedem. Ia. Cred că caras ceva. Or somotel. Oh, pare a fi somotel. Ba nu, ciortănaș, fiți atent. Ciortănainan. Ciortănainan. La bobițele de porumb. Ce faci voi, golanule? Mititel. Foarte mititel. Și am... Mamă, dar asta e puternică, frății. Da, să o vedeți pe asta. Mamă, ce tare a tras fraierul. Oh, 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 oh. Hai să-l vedem pe ăsta. Sper că se observă. Ia. Oho. Dani al meu doarme. Și-a dat drumul, mă. Bă, și-a dat drumul, mă. Bă, ce și-a dat drumul, bă. Băi, băieți, și-a dat drumul. Băi, frate, bă, nu vine să cred. Fir ar el să fie. Aoleu, oleu, oleu. Și era ca lumea. Asta este. Relansăm. E ca un deja vu toată experiența asta. Ce tună. Încerc să stau calm, să nu mă enervez. Am impresia că am mai trăit sentimentul ăsta. M-am mutat de... m-am nebunit. Am pus lansetele unde le-am avut de dimineață. Tot aici m-am întors, cum ar veni. Cine ar fi știut? Dacă aș fi avut umbrelă la mine... Dar nu e la mine, e în portbagaj, acolo să stea. Da. Am urcat de... de acolo de jos, nu mai puteam să mai stau sub mal acolo. Faza e că era nămol. Am alergat când am avut și trăsătura asta babană. M-am enervat și la trăsătura aia puțin. Că l-am scăpat. M-am dus târziu, ce să mai. Da, am zis că dacă nu plouă, măcar să am lansetele aici sus să pot să pescuiesc la noapte. Că am de gând să pescuiesc în seara asta. Sper să nu plouă. În sfârșit am reușit să montăm și cortulețul. Măcar atât. Am montat și cortul, deci putem sta liniștiți și adăpostiți de ploaie în caz că mai dă o rafală. Oricum, cerul este gri. Total. Da. N-am mai apucat să mai dau nici la spinning seara acum, nici la nimic. Oricum, sunt mulțumit că mi-am mutat lansetele. Văd că nu mai trage cum trăgea înaintea ploii. Am avut parte de trăsături frumoase înaintea ploii. Ciuguleam cărășel. Acum văd că asta. Poate puțin aici se joacă pe la bombița astea.
Da, nu știu ce se întâmplă aici. În fine, una peste alta am să le mai țin așa la crap. Sunt băgate la crap acum, dacă tot și-a făcut apariția și ciortănelul ăla și trăsătura de mai devreme, am zis să le mai țin puțin până se întunecă, apoi când se întunecă, cel puțin, opa, gata, trăsătură, babană. Ia. Și îl am, dar nu știu ce este, nu mă ajută nimeni, e grav. E grav că... Iarăși, mă, iarăși s-a dezgățat, ce să mă... Ba nu, e aici. Vine mal, fiți atenți. Dar e caras. Da? Un caras. Ce caras plătică, dar ce tare și ambițios a tras. Ferească Dumnezeu, asta s-a înțepat de a tras așa, violent. Alo? Alo? Da. Cam asta e treaba. Deci ea fiind acolo pe la bombița mea, pe la mămăligă, hop, țop, a dat cu burta în cârlig. Bravo, fată! Și cam asta e experiența pe care o trăiesc. E frumoasă, nu? Păi e șmecherie, nu că e frumoasă. Mamă, așa ceva! Wow, wow! Avem și eco. Avem și ego, avem și eco. Avem ditate. Vai. Ne mănâncă șacalii. Ce fel se aud. Ăsta ne va zăpăci la noapte. Firar el să fie de somn. Labă. Tomă. Păi, lubu, labă. Poate, păi. Ceau, pafite. Fratele meu, Dani, are probleme cu vorbitul și cu auzul în același timp. Am dă bătăie de cap aici pe baltă, dar m-am obișnuit cu el, nu e prima oară, am mai fost cu el pe baltă. Dar asta e și el om și îi place să pescuiască și uneori mai merge cu mine, să zic așa. Am pe an așa vreo 2-3 partide și cu el pe care le fac. Gata, fraților, le-am dat night mod. Le-am pus starleți. Le-a pus și Dani. Am luat câte o măcuță mai devreme, dar ați văzut, alea mititele. Ce să facem, frate, cu ele? Că n-ai ce să faci cu ele. Băi, și parcă nu știu ce se întâmplă, dar printre alea chiar nu vrea să intre niciuna mai mare. Băi, nici n-am pomenit așa ceva. Printre ele să nu intre una mai măricică. Oricum, încă sunt pe boabă de porumb aici, pe astea două și pe una pe râmă neagră. Dar încă am avut trăsături la porumb. Așa că mai aștept. Eram mai devreme la cort, m-am dus să iau starleții și așa. A tras, dar dacă n-am fost pe felie... Se pierde. Când nu ești pe felie. O să aprindem și un mic felinar mai încolo. La Dani acolo văd că ciugulește. Trage. Nu mă bag în treburile lui, doar dacă e trăsătură de aia așa puternică. A? Da, chiar că trage. Unde e Dani la cort, s-a dus în brațe. Lasă-l că se agață. Da, fraților, dacă e să fie vreo captură ceva impresionantă pe timp de noapte, acum o să aprindem felinarele, una alta o să o filmăm. Dacă nu, asta este, îi dau cu play dimineață. Clopoței sună. Faza e când convine că trage, doar că e peștele mic. Asta e cel mai nasol. În rest, activitatea este, n-am ce să zic.
Am avut activitate toată ziua, din toate unghiurile, unde ne-am pus și am aruncat, a tras în continuu. Doar că arasul, plăticuța și cu, și cu mocuțele alea mititele. O mocuță mai mare. Puțin mai mare, da. Ei, mustăcioasă, du-te și cheamă-l pe bunică tu, nici pe taică tu, pe bunică tu se te duci să-l chemi. Gata, dă-i drumul la apă. Blum! Pa-am. Nici nu se vede. 11:30. Dar ce vreau să vă arăt? Luna. Mamă, o lună șmecheră, sângerie așa. Super lună. Pe lansete, doar ce le-am rearuncat pe toate. Doar ce le-am rearuncat pe toate. Absolut toate. Mici, mici, mici trăsături. Abia am scăpat de țânțari. Mai sunt câțiva. Din când în când mai apare câte unul așa să mă deranjeze, dar... Nu e off. Până acum am stat în cort. Ce era aici? Nuntă. Era o nuntă de țânțari. Și trăsăturile nu mai sunt. S-a dus la nani. Doar că am multe, multe sărituri de avat. Și mă face să pun iarăși țaparina aia în practică. Dar trebuie să cobor jos în malul ăla umed acolo. Tare mie, tare mie că fac o baie. Oricum nu știu cât de mult se observă, dar luna s-a terminat. Luna e frumoasă rău tare de tot în seara asta. Frumoasă, frumoasă. A ieșit din trenuri abia acum, mai devreme era în trenuri. Aștept trăsăturile. Neața, fraților, avem un vițel năzdrăvan, vrea să ne intre în cort, doar ce am ieșit din cort și el vrea să ne intre în cort, mă. Da. Gata, suntem pe felie. Am alimentat aici una la crab și una la somotel. Alimentează și Dani acolo. Capoaca. Trebuie să-mi rearanjez una, că am rupt-o aseară. Am un loc acolo, tot m-am ambiționat, eu am tot aruncat în el. Da, asta e. Opa, deja am aici o ciupitură, ia să vedem. Haide-mă. Haide-mă să prindem și noi 10 carași și să plecăm acasă. Asta e. Învățăm minte așa puțin. Nu mai vin de acum așa pe locuri de astea dacă nu stau două nopți cel puțin. Când stai o noapte nu prea ai timp de nimic. La două nopți se mai mulează. La o noapte cu bagaje, nu știi, până te așezi, unde te așezi. Una alta, na. Nu se merită. Da, ce să zic, mă pun să o fac și pe asta. Să o arunc, că acum începe să ne bată la ușă peștele și trebuie să fim pregătiți. Ia uitați, oameni buni. Nu mă scutește neam somnulețul ăsta. Băi, dar neam, băi. Băi, dar nici măcar o intrare a unuia mai frumușel așa, nimic. Nu mai am ocotele de astea. Nu ai văzut așa ceva. Și azi noapte, și ieri.
Vii din nou? Vino, dar peste câțiva ani, hai, dă-i drum. Am scăpat numai ce un ciortănaș aici, mal, da? Mititel. Văd că a ieșit soarele, îl așteptam, vai, vai, vai. Am prins un cărășel, doi cărășei. Nu, un cărășel și o roșioară, i-am pus la găleat aici. Un cărășel și o roșioară, roșioara din nou la spinning. Unde ești, mă? Roșioară la spinning. Nu te-am luat-o. Da. Cam asta e treaba aici. Pe canalul ăsta. La mine la 20, 21, 20, nu știu cât e aici. E nasol. Nu mai pește mitita. Într-un fel e bine că avem pește pe delta, dar... mă cam disperă pe mine așa că nu-mi face damblau, nu-mi face damblau. Am coborât atâta Dunăre pentru babușcă și cărășel și avățel. Cam nasol. Da, niciun atac. Niciun atac, domnul Avat. Nu atac. Nu e acasă. Uite că e acasă. Pe acolo sare, pe aici, pe la mine, pe la Saparina. Nu sare. Ce fel vine asta, domnul Avat? Îți mai place țaparina mea? Nu vreau. Dacă nu vreau, nu vreau. Oricum, trebuie să recunosc. Niște sărituri pe aici. Puh. Și azi noapte și de dimineață. Sărituri adevărate. Un spectacol de trăsături aici. Pește mic, fraților. Pește mic. Haide-mă. Da, nu, îmi trage de râmă. Vrea să o fure. Dani se chinuie acolo și el.
foarte mult pește mic. La grădiniță am nimerit aici. Exact la grădiniță am nimerit aici. Stai, o mai nimerești și așa? Nu. Slab păpurul, nu vrea de dimineață așa. Ieri după amiază a vrut pe porumb până să înceapă ploaia. Dar azi două, trei trăsături și cam atât. Ciugulește acolo la râma neagră. Cum îi pun râma neagră să prind și eu un somotel? Cum vine plătica sau cărășelul și o distruge. Bine că a ieșit soarele. Opa. Ce mi-ești cu carasul ăsta, mititel, mititel. Uitați-vă ce fel trage în continuu. Ciugulește acolo, pac. Când o mai ia pe una de asta la porumb, când o lasă pe asta, o ia pe cealaltă. E marfă. E marfă, marfă, marfă. Gata, oameni buni. Servim micul dejun. Peștele, nu mai zic nimic despre el. Ați văzut foarte bine ce calitate este. Cam atât pe ziua de azi. Se pare că nu este peștele mare pe aici pe zonă. Păcat de zona asta. Păcat de locul ăsta, că e superb aici. Dar nu mai ține pește cum ținea. O să mâncăm. Mai apoi ne strângem tot bagajul de pe aici, că suntem înșirați cu toate. Pentru că am fost plouați ieri și cam tot bagajul nostru este umed. Așa că ne punem să păpăm puțin, strângem. Între timp, dacă avem trăsături, bine, dacă nu, cam asta a fost. Ciugulește, ciugulește, dar nu ce trebuie. Marea trăsătură la Dani. E? Doar că am strâns și minciog, am strâns și tot. Crăpușteanu. Zici că la duce are vâna slăbită. Zici că la duce cu macaraua. Bravo, Dani! Ia felia! La fix. Doar că nu oprește pasagerul aici. Ar fi fost o chestie. Vorba lui Petrel, chiar că are viteză. Nu avea viteză atât de mare. Frumos, lumea e pe terasă, în spate acolo, da.
Adevărat, așa stau și eu mereu când călătoresc cu pasagerul. Acolo în spate, cel mai adevărat loc. Oameni buni, aventura lanseta cu lunetă a luat sfârșit. Aici la Gorgova va continua pe alte locații, cel mai probabil aici la Gorgova nu să mă întorc prea curând. Am vreo două locuri în care vreau să merg, dar momentan o să mai aștept, pentru că am programate alte ieșiri în alte părți. După cum spuneam, pește este, dar este foarte mic. Aici la Gorgova îl mai lăsăm să mai crească, mai revenim, bineînțeles că e plăcut, dar din păcate peștele este mic. Poate că și din cauza apelor, fiindcă au scăzut, peștele mare s-a retras, s-a dus pe Dunăre. Eu sunt mai încăpățânat, nu vreau să încerc. La Dunăre, când apa scade, tot pe canale o ard. Dar într-o bună zi o să mă învăț minte și o să-mi intre mințile în cap. Cam atât de pe baltă, vă salut, vă respect. Să ne auzim numai de bine și țineți aproape pe lanseta cu lunetă. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc pentru susținere, pentru aprecieri, pentru comentarii. Sunteți number one cu toți. Gata, oameni buni, a venit Petrel să ne ia bagajul. Stai acolo. Pagabond. Și ultimul și-a luat zborul. Frumos, da? Da.